Clubul copiilor Sighet Marmației se pregătește pentru o nouă ediție a Festivalului Internațional Am Fost Șomfii, programat anul acesta pentru perioada 9-11 iunie. Și de data aceasta, ansambluri din țară, dar și din străinătate, își vor etala la Sighet Marmației costumele populare specifice, dar și tradițiile. După obișnuita paradă, formațiile se vor întrece la concursul organizat cu această ocazie, încântând publicul numeros prin cântece, instrumente muzicale, dansuri și obiceiuri tradiționale autentice. După o perioadă lungă de 2 ani și ceva de pauză din cauza pandemiei, cred că am așteptat cu toții cu mare nerăbdare ocazia în care să ne întâlnim cu toți copiii, profesorii, cadrele didactice din toată țara. Așa că am reluat Festivalul Internațional Am Fost Șomfii, aflat la cea de-a 24-a ediție. Ne întâlnim cu formații din țară și din străinătate. Și vineri mergem în Baia Mare, unde vom avea un spectacol în Parcul Tineretului. Vom avea și parada Portului Popular, bineînțeles. Iar sâmbătă, la ora 10 dimineața, ne întâlnim cu oficialitățile în sala tranzit a primăriei, după care va avea loc și aici o parada Portului Popular, iar de la ora 11:30 vă așteptăm să veniți să urmăriți lucrările în cadrul vernisajului de pictură de la Muzeul Maramureșan, lângă Biserica Catolică, dacă cumva nu știți unde se află. Sunt lucrări ale copiilor din țară și din străinătate, foarte atent expuse și eu zic că merită să veniți să le vedeți. Iar apoi, cu bunici, cu părinți, cu copii, vă așteptăm la spectacolul care va avea loc pe scena din centrul orașului și sperăm să vă bucurați de reîntâlnirea cu dansul, cu cântecul și voia bună. Festivalul Internațional de Folclor Am Fost Șomfii a debutat cu atelierul de creație găzduit de Școala Gimnazială numărul 2, partenerul Clubului Copiilor. Atmosfera a fost primitoare, iar participanții pregătiți să aducă în prim plan meșteșugurile, obiceiurile și tradițiile din Maramureș. Deschiderea, bineînțeles, o facem ca de obicei cu atelierele de creație destinate celor mici. În data de 6 ne-am întâlnit cu elevii de ciclul primar la școala gimnazială numărul 2, unde am fost întâmpinați călduros cu pâine și sare, așa cum ne-am obișnuit. A fost o atmosferă deosebită, copiii au venit îmbrăcați în straie populare și au respectat tema impusă, primăvara în satul Maramureșan. După aceea, atelierul a continuat astăzi la grădinița cu program prelungit numărul 9, unde ne-am întâlnit cu preșcolarii. Din nou, un grup extraordinar de mare de copii, însoțiți de cadre didactice, voioși, frumoși, îmbrăcați tot așa tradițional. Ne-am bucurat și acolo să vedem că dascălii pun mare preț pe păstrarea aceasta a tradițiilor, a obiceiurilor, și ne bucurăm că în Maramureșul istoric folclorul nu se pierde și că fiecare își cunoaște rădăcinile.